Adina Risipitu vă prezintă știrile Mondo TV. Bună ziua și bun găsit la știri! Un copil de 8 ani a căzut din telescaun la Straja după ce a alunecat. Centrul civic din Petroșani va fi din nou reabilitat și mâine au loc alegeri la Universitatea din Petroșani. Pe larg despre toate acestea, dar și alte informații imediat. Un copil de 8 ani a căzut din telescaun la Straja după ce a alunecat. Salvamontiștii spun că în scaun erau doi copii. Când au văzut că unul dintre ei a alunecat, aceștia au întors instalația pentru a micșora cât mai mult distanța până la pământ. Incidentul a avut loc în apropiere de ora prânzului, când doi copii erau în instalația de transport pe cablu. Unul dintre ei s-ar fi dezechilibrat și a reușit să se mențină o vreme până a căzut de la aproximativ 4 metri înălțime. Cu toate că și-au tras bara de protecție, probabil nu și-a pus schiurile pe talpa de protecție a barei și la un moment dat a alunecat pe sub această bară. Văzând cei care deservesc instalația că copilul este sub bară, au schimbat sensul de mers a telescaunului pentru a reduce distanța. Până la urmă, copilul a căzut de la aproximativ 4 metri. Salvamontiștii sunt cei care l-au preluat și l-au dus la spitalul din Lupeni. S-au constatat doar niște traumatisme, nimic grav din punct de vedere a primei evaluări. Copilul a fost transportat la spitalul Lupeni pentru examinări de specialitate, dar spre fericire, din punctul nostru de vedere, nu este nimic foarte grav. În momentul în care a fost văzut că alunecă de sub bara de protecție, era la 7 metri înălțime. Celălalt copil nu a fost rănit. Drumul spre Parâng pare unul extrem de periculos după ce în numai 2 săptămâni aici au avut loc cel puțin 4 accidente. Ultimul în această dimineață, când un șofer a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina într-un stâlp de pe marginea drumului. Accidentul a avut loc la prima ora dimineții, iar șoferul spune că nu a fost rănit. Omul a ieșit singur din mașină și a spus că în momentul în care urca spre munte, acolo unde are o cabană, a fost lovit de un buldoi excavator care cobora. Mașina a ajuns în afara părții carosabile și a lovit un stâlp de electricitate. Cei doi șoferi spun că nu au avut nevoie de îngrijiri și au semnat o înțelegere amiabilă. În ultimele săptămâni, mai multe mașini au ajuns în albia pârâului Malea după ce șoferii au derapat. Carosabilul umed care îngheață peste noapte devine patinoar și în aceste condiții șoferii care calcă accelerația riscă să provoace accidente. Veșnică pomenire părintelui protosinghel Ignatie. Astăzi sute de persoane s-au adunat la mănăstirea Lainici pentru a-l petrece pe ultimul drum pe duhovnicul de la Lainici. Sunt oameni ce l-au cunoscut, cei care i-au ascultat sfaturile, cei ce l-au avut ca duhovnic și cei care i-au fost ucenici, alături de numeroși monași și preoți, toți prezenți la slujba de înmormântare a părintelui protosinghel Ignatie. Părinte, adică Dumnezeu să te odihnească și să te odihnească și să te pună acolo în latura celor vii, să simți că bine, slugă bună și credincioasă, vină pentru faptele tale bune. Iar părintele stare să conducă mai departe această turmă minunată și această oază duhovnicească. Amin. Trebuie să le iertăm ca să meargă cu binecuvântarea noastră și împăcat cu Dumnezeu să se întâlnească la ziua, cum zice părintele stare, la 40 de zile când va sta în fața lui Dumnezeu. Să ne rugăm fiecare dintre noi aceste 40 de zile, pentru că aceste 40 de zile sufletul călătorește și în rai și în iad. Și la 40 de zile se înfățișează în ziua judecății lui Dumnezeu. Cum zicea și Părintele Stareț, câte păcate majoritatea dintre dumneavoastră a trecut, Biscupul din Patriarhiul Părintelui la taina spovedaniei și a luat păcate și va dezlega. Acum datoria noastră este și noi să-L însoțim până când Dumnezeu la 40 de zile, să audă cuvântul, Părinte, vine slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune. Amin.
Părintele Ignatie s-a născut în 1954 în satul Vladimir, fiind consătean și ulterior ucenic al marelui duhovnic Calinic Cărăvan. La 31 de ani, el ajunge la mănăstire, unde își va petrece prin rugăciune o mare parte din viață. În 1992 este hirotonit ieromonah, iar în 2023 a primit rangul de protosinghel. Vă rugăm pe Părintele Ignatie să ne ierte pentru tot ce am ieșit în această viață, de când ne cunoaștem, pentru că, așa cum suntem noi oameni, greșim unii față de alții, prin cuvânt, prin gând, prin faptă. Vă rugăm să ne ierte și îi spunem Dumnezeu să ne ierte, să-L acestea în Părinția Sa, în vecii vecilor. Amin. În 28 aprilie, Părintele Ignatie urma să împlinească vârsta de 70 de ani. Trupul protosinghelului a fost așezat în cimitirul Mănăstirii Lainici, alături de alți oameni care și-au însfințit viața aici. Începând cu ora 16, Mondo TV va difuza un amplu material realizat la Mănăstirea Lainici. Centrul civic din municipiul Petroșeni va fi din nou reabilitat. Oamenii spun că locul este periculos, mai ales atunci când plouă și devine alunecos sau când dalele se desprind. 7 milioane de euro au costat dalele de granit, piatră cubică, pavelele și bordurile montate în Petroșani, acum mai bine de un deceniu. Banii necesari pentru centrul civic au venit în cea mai mare parte de la Uniunea Europeană și de la Guvernul României. Proiectul a avut și o contribuție din bugetul local de 19,5 milioane de lei, iar în suma totală a intrat și zona de la Brădet și totodată s-a realizat sistemul de supraveghere video. Acum însă dalele sunt iar desprinse. Da, așa lucru a făcut.
Și eu am lucrat 10 ani la primărie și știu cum e cu ei. Da. Ai noștri. Vine care cu ce să le schimbe. A, nu le schimbă. Ba, le schimbă, schimbă, că uite, se rupte. Are. Da, din cauza la zăpadă, la gheață, nu? Asta e cauza. Da. Și el e slipit numai cu ciment. Asta e problema primarului. A știut să se învârtească problemele și eu zic că sunt problemele noastre, pentru că noi călcăm pe aici. Da, bă, mai bine pune asfalt decât dale din astea, care au costat 20, nu știu cât de miliarde. Nu e ok? V-ați împiedicat vreodată pe aici? Am și căzut de vreo două ori pe acolo, pe dincolo. Asta e. Mergem înainte, că așa e voia primarului. Primarul recunoaște că are mereu probleme cu aceste dale care se desprind, dar crede că de vină ar fi soluția tehnică aplicată. La început au fost reparate din banii constructorilor, însă acum lucrarea nu mai este în garanție. Centrul civic a fost inaugurat acum 13 ani. Practic am fost primul centru civic reamenajat în județul Hunedoara. La momentul respectiv, soluția dată de proiectant a fost aceste pavele, de fapt sunt plăci de granit, care sunt așezate pe o șapă semi-uscată și s-a dovedit în timp că, datorită acestui proces de îngheț-dezgheț în perioada de iarnă-primăvară, apar aceste desprinderi ale acestor pavele din granit. Noi am luat această măsură de a repara în fiecare an, în funcție de numărul de pavele care se mișcă, să le remontăm cum ar veni. Deci asta facem în acest moment pe centrul civic. Dalele de granit se degradează pe de o parte atunci când îngheață și sunt curățate de zăpadă, iar pe de altă parte ies ușor și sunt mereu dislocate, distruse sau rupte. De la scaune de birou la cutii, tone de sticle de plastic și cauciucuri de mașini. Toate au fost cărate de ape spre centrul orașului. Apele Române au cerut primăriilor să ia măsuri. Maleia apa din centrul municipiului Petroșani, pe lângă mirosul greu dat de latrinele deversate direct în apă, a adus în centrul orașului un adevărat magazin de obiecte pierdute. Scaune de birou, lăzi, cutii, doze de bere și multe sticle din plastic plutesc în apă și deocamdată nimeni nu a putut fi tras la răspundere. Și asta în condițiile în care cu câteva săptămâni în urmă, când a avut loc acțiunea Let's Do It România, Albia a fost total curățată. De joi o să avem o acțiune amplă de igienizare și decolmatare a părului Maleia, atât în Petroșan cât și în Amonte spre Rusu. Acțiunile de curățare a apelor au început în Valea Jiului acum două săptămâni cu afluența Jiului de vest, iar de vineri angajații de la sistemul hidrotehnic Ape Jiu sunt și la Petrila pe Jiul de est. Dar nimeni nu a putut fi tras la răspundere pentru că, deși în apă ajung tone de deșeuri, nimeni nu este surprins în flagrant. Dar există totuși o speranță. E complicat să am des, pentru că se prinde un faptor. Ca să poți să stai, să-i supraveghezi, e foarte greu. Dacă mă întrebați pe mine, e o acțiune complicată să prinzi pe cineva în fapt, pentru că ei se duc după amiaza, seara, noaptea. Dar sunt zone, noi le știm, Focare, pur și simplu, unde se aruncă de ani de zile și le-am sugerat la cei care se ocupă de această activitate de salubrizare să pună niște camere de luat vederi. Sper că în viitorul apropiat să găsim soluții, să monitorizăm zonele respective. Până atunci însă apele rămân sufocate, iar cei care au supravegheat ca voluntari apa pârâului Maleia care trece prin centrul Petroșaniului au putut constata cât este de poluată. Numai puțin de 60 de țevi din care sunt deversate latrine, grajduri, ori chiar evacuări de ape uzate au putut fi observate cu ochiul liber de voluntarii care au participat la proiectul Pe firul apei. Deși anul școlar a început de mult, la Uricani încă se lucrează la reabilitarea școlii gimnaziale numărul 2 și a Liceului Tehnologic Retezat. Autoritățile spun că nu constructorii, ci birocrația este motivul întârzierii. Potrivit proiectului, lucrările la școlile și liceul din Uricani trebuiau să fie finalizate cel târziu până la sfârșitul anului 2023. Acum s-a propus ca acestea să fie încheiate până în decembrie 2024. Așa cum s-a întâmplat cu mii de lucrări de școli în țară, constructorii nu au terminat la timp. De ce? Pentru că însă și lucrările au început târziu. Procedurile au fost greoaie. Nu scria cumva 2024
2020. Pe urmă, în realitate, știți bine că în 2027 abia s-au deschis, s-a dat drumul la depunere de proiecte pentru a accesa banii. Pe urmă, cât a durat procedurile de aprobare. După aceea, licitații. Știți bine că am avut situații în care, de exemplu, la școala 2, de două ori am ținut licitația. Timp pierdut. Constructorul, când a început, n-a putut să respecte termenii contractuali. N-a putut. Sunt mii în țara asta. Important este că lucrurile acelea de peste un milion de euro merg înainte, cu contribuția noastră doar de 2% plus cheltuieli neeligibile. Autoritățile din Uricani au obținut în cursul anului 2020 mai multe finanțări care vizează reabilitarea și dotarea cu echipament didactic a școlilor gimnaziale și liceului tehnologic retezat. Toate însumate au o valoare de aproximativ 30 de milioane de lei. Au început lucrările de reabilitare și eficientizare energetică a blocului numărul 3 de pe strada Unirii din municipiul Petroșani. Autoritățile spun că în perioada următoare alte câteva imobile vor fi modernizate. Datorită finanțării prin Programul Regional Operațional 2014-2020, în cursul anului trecut au fost reabilitate mai multe blocuri de locuințe din municipiul Petroșani. De această dată, autoritățile au reușit să obțină, prin PNRR, sursele necesare pentru un astfel de obiectiv de modernizare. În total sunt 6 blocuri care vor fi renovate energetic pe PNRR. Două sunt pe strada Unirii, blocul 1 și blocul 3. Două blocuri sunt pe 1 decembrie, vorba de blocul 85 și 89 de pe 1 decembrie 1918 și două blocuri pe strada Constructorului. Particularitatea este că la aceste blocuri care sunt finanțate pe PNRR, contribuția proprietarilor este zero. Blocul 1 și 3 sunt deja atribuite, la blocul 85 și 89 suntem în procedură de licitație și la cele de pe Constructorului de asemenea. Eu sper ca în maxim o lună de zile să se termine aceste proceduri de licitație, să avem un constructor, după care lucrările să înceapă. Este prevăzut ca lucrările de reabilitare și eficientizare energetică la cele 6 blocuri de locuințe din municipiul Petroșani să fie finalizate până la sfârșitul anului 2026. Totuși, autoritățile consideră că dacă totul va merge conform planului, proiectul va fi implementat mult mai rapid. Aceste blocuri vor fi finalizate o parte în 2024, în toamnă, iar cele care vor începe mai târziu vor fi finalizate în prima jumătate a anului 2025. Mâine au loc alegeri la Universitatea din Petroșani. În cursa pentru fotoliul de rector s-au înscris 2 profesori. Membrii Senatului Universității din Petroșani sunt așteptați marți să le aleagă pe cel care va conduce școala în următorul mandat. În cursă sunt profesorul universitar Sorin Mihai Radu, actualul rector, și Eduard Edelhauser, director al Departamentului de Management și Inginerie Industrială de la Facultatea de Mine. Aceiași doi candidați s-au confruntat și în scrutinul trecut. Pentru a fi ales, unul dintre candidați trebuie să aibă jumătate plus unul dintre votanți. În martie 2020, profesorul Sorin Radu a avut 93 de voturi, în timp ce contracandidatul său, Eduard Edelhauser, a fost votat de doar 61 dintre alegători. Au fost și 4 voturi anulate. Profesorul universitar doctor inginer Sorin Radu are acum 2 mandate la conducerea Universității din Petroșani. Grilele Sistemului Energetic Național arată cărbunele ca fiind pe locul 5 din 8 și asta grație în special Complexului Energetic Oltenia. Potrivit diagramei Sistemului Energetic Național, luni dimineață, acum când termocentrala Paroșeni nu mai funcționează, energia pe cărbun reprezenta cam 10% din total. În top a urcat energia hidro, că tot a plouat mult. Complexul energetic Valea Jiului a produs de la înființare puțin peste 28.000 de megawați. Sunt cifre oficiale după ce sistemul a funcționat câte una sau două săptămâni legat. În prima lună, la grupul 4 de la Paroșeni, nu s-a produs energie electrică. Perioada în care a fost pe zero este cuprinsă între 5 și 31 octombrie anul trecut. Noua entitate energetică din Valea Jiului a început producția în noiembrie, când a funcționat aproape 134 de ore și a produs 10.704 de megawați. În decembrie a funcționat aproape 834 de ore și a produs 6.332 de megawați, iar în ianuarie a avut o producție de 11.254 de megawați pentru că a funcționat 148 de ore cu aproximație.
Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Rămâneți în continuare cu informațiile despre vreme. Să aveți o seară cât mai bună!